Bun găsit la emisiunea Vocile Iașului. Vă invit la o discuție despre problemele orașelor mai mici. Mă refer la, sigur, la municipii, reședință de județ din regiunea Nord-Est. Vom discuta eventual și despre orașe și mai mici chiar, dar vorbim despre acestea pentru că se apropie alegerile locale. Suntem într-un fel de precampanie și vorbim despre modul în care aceste orașe ar putea să rezolve problemele cu care se confruntă, care sunt șansele ca alegerile să fie o cale mai apropiată de a cunoaște aceste probleme și de a găsi eventual soluții. Discutăm împreună cu profesorul de sociologie Tudor Pitulac, Universitatea Petre Andrei. Bine ați revenit la Vocile Iașului, domnule profesor. Bine v-am regăsit. Bună ziua și telespectatorilor. Am să adresez la început chiar această provocare. Sunt alegerile o modalitate prin care anumite probleme ale orașelor mai mici pot fi rezolvate sau e doar o modalitate doar de prezentare și apoi să nu se mai întâmple nimic? Teoretic vorbind, ca să luăm ambele variante, exact. Teoretic vorbind, orice scrutin are, dincolo de dimensiunea aceasta de reprezentativitate și de legitimare a celor care vor coordona lucrurile pentru o perioadă de timp, are și menirea aceasta de a aduce în atenție problemele cele mai importante ale fiecărei zone care ne interesează. Fie că este vorba de o comună, că este vorba de localitate de urbană mai mică sau că e municipiu, municipiu, reședință de județ sau la nivel național. Sigur că aceste, întotdeauna banii sunt mai puțini și timpul necesar pentru rezolvarea anumitor probleme sunt mai puțin decât ar fi necesar pentru a se rezolva toate, decât toate problemele, pentru că probleme sunt multe. Și atunci este nevoie de o discuție, da? Teoretic așa se face, fiecare vine și prezintă, da, știm, acestea sunt problemele, noi am vrea în perioada următoare, dacă vom primi voturile, să le rezolvăm în ordinea următoare. Prioritizarea, despre care despre asta este vorba, de a face o agendă electorală cu subiectele care sunt relevante, sigur, când vorbim despre alegerile locale este cu atât mai relevant, pentru că decizia, da? Decizia este cumva aproape de om. Da? Cel care, pe care îl va vota este relativ aproape. Când vorbim deja despre elementele centrale, atunci este puțin mai dificil. Însă, da, este cel puțin teoretic, ar trebui să fie un moment foarte propice pentru a discuta ceea ce s-a făcut pe de-o parte, ceea ce rămâne de făcut, și mai ales în ce ordine vor fi făcute, pentru că oamenii, sigur, nu vorbim niciodată de vot pur rațional. Exact. Mai tot timpul este vorba puțin de în România vot s-a putut emoțional. Vorbi un... Peste tot este vorba și de votul tradițional, și de cel inerțial, și sentimental, și așa mai departe, emoțional, sigur că da. Însă putem spune că în România suntem pe un trend pozitiv, ascendent, în ceea ce privește creșterea culturii politice, da? Întărirea ei. Și atunci este bine din punctul de vedere al votului. Sigur că trebuie făcută o analiză, fiecare își face o analiză. Dom'le, mie mi-a fost bine până acum cu cei care sunt la putere? Dacă da, sigur că rezultanta ar fi un vot pentru, dacă nu, pentru alții. Alții care? Cei care eventual vor spune, da, acestea sunt problemele și noi vom încerca să le rezolvăm în ordinea următoare. Dacă prioritățile acelea sunt consonante cu prioritățile mele, sigur că firesc ar fi să ofer un vot. Practic însă, lucrurile știm foarte bine. Da. Întreb, exact. Știm foarte bine că discutăm de foarte mulți ani și problema rămâne. Adică se eternizează problemele. Acea discrepanță uriașă între promisiuni și ceea ce se face. Da? Aici este o mare problemă, este aici această distanță care ne mulțumește lumea și care, cum spuneați, cronicizează anumite probleme care ar trebui rezolvate, astfel încât ajungem să pierdem speranța că se vor rezolva vreodată, deși ele sunt, în general, probleme rezolvabile. Sunt probleme care au fost rezolvate fie, nu știu, la vecinii din alt județ, fie la vecinii din altă țară sau, știu, mai apropiată sau mai îndepărtată. Adică sunt probleme cu care ne lovim în mod direct, fie că este vorba despre drumuri, despre condițiile generale de viață, apă, canalizare, gaz metan și așa mai departe. Domnule profesor, ați spus pe de o parte că cultura politică este în creștere în România. Pe de altă parte vorbim despre eternizarea unor probleme. Ceea ce vreau să vă provoc este următorul aspect. În momentul în care o problemă care deja este aproape permanentă, de mult considerată problema numărul 1 a unui oraș, de 10, de 15, 20 de ani poate, este cumva
limpede că ori nu s-a ocupat nimeni, mai nimeni de ea, nu s-a ocupat cum trebuie, ori nu există un fel de consens sau un fel de colaborare, pentru că și acest lucru vine odată cu cultura politică. Oamenii politici locali trebuie să învețe să, sau ar fi trebuit să învețe, sau uneori poate au reușit, să colaboreze pe anumite probleme, indiferent de partidul politic din care face parte. Aceste lucruri se întâmplă? Știi bine că nu se întâmplă, din păcate. Adică a crescut doar cultura politică în rândul electoratului. În rândul electoratului ne interesează cel mai mult, pentru că această creștere a culturii politice, consolidarea culturii politice în rândul electoratului, va cataliza cu siguranță și mult mai rapid o modificare de atitudine. Inițial va fi de fațadă, dar în timp ea va deveni mai consistentă și la nivelul celor care ne reprezintă politic. Este greu de crezut că vom vedea foarte curând o astfel de modificare în România a atitudinii celor care sunt în diverse partide politice de a rupe acest lanț al subdezvoltării care este rezultanta acestei suprapuneri a ciclurilor electorale pe ciclurile de dezvoltare sau invers, a ciclurilor de dezvoltare pe ciclurile electorale. Facem ce facem 4 ani de zile, apoi când vin alții eventual la putere aruncăm la coș și spunem că luăm, deci nu preluăm anumite proiecte pe care să le ducem mai departe, este într-adevăr o problemă dificilă și din păcate nu cred că vom vedea foarte curând aceste elemente soluționate decât în măsura în care vor fi legate de anumite investiții din fonduri europene, pentru că acelea trebuie continuate, sunt niște contracte care trebuie duse la bun sfârșit. În general, presiunea exterioară, ca întotdeauna, este o presiune civilizatoare pentru noi, presiunea exterioară occidentală, mă refer. Însă, uneori, pentru că spuneți foarte corect că sunt probleme foarte importante care nu se rezolvă. Am putea discuta din următorul punct de vedere. Există probleme relevante ale unei comunități, a căror rezolvare însă nu este foarte vizibilă. Este mai ușor să dai cu vopsea de o anumită culoare un stadion decât să te apuci să refaci, să spunem, canalizarea. Da? Exact. Și atunci ei preferă, deși știu că este într-adevăr o problemă importantă, să o ignore, da? Și să încerce să facă altceva care poate este și mai simplu de făcut și cu impact mai mare, vizibil. Este mai vizibil, acolo poți să și pui, adică dacă pui niște pancarte de desubt, este canalizarea pe care a făcut-o primăria sau nu prea merge. Dar aici această lucrare, acest părculeț, această construcție este realizată sau reabilitată cu banii primăriei sau mai știu cum. Știți, aceasta este cu impact electoral direct și sunt de multe ori trecute la priorități, deși poate nu ar fi realmente priorități. Însă, cultura politică, și spun că suntem pe un trend ascendent, deși mai avem sigur multe de învățat, trebuie să ne ducă și la această presiune din partea electoratului. Da? Presiune pusă pentru, chiar dacă spuneam, exact, să spunem că e canalizare, o chestiune pe care o rezolvi și care nu se vede. Nu este o chestiune pe care să ți-o așezi la gât, da? Dar este extrem de importantă. Nu există localitate, indiferent că este urbană sau rurală, care să nu aibă nevoie de acest aspect ascuns, dar foarte important. Trebuie să existe rezolvat, însă, această presiune din partea, sigur, a societății civile, cum spunem noi, a oamenilor, a electorilor, pentru ca aceste lucruri să se petreacă. Dar asta ține iarăși de cât de bine își îndeplinesc funcțiile partidele politice, exact, pentru că ele ar trebui să adune aceste probleme de la oameni și să le pună ca niște solicitări în sistemul politic și să apară niște soluții. Nu suntem foarte aproape, dar mai aproape decât eram în urmă cu 4 ani sau 8 ani. Apropo de ce spuneați dumneavoastră, că uneori se pune accentul pe proiecte care poate nu ar fi prioritare, dar care au acest avantaj pentru un candidat, acela de a fi profitabile din punct de vedere electoral. Acest lucru arată, de fapt, o altă mică problemă care ține de structura și ține de un fapt care nu poate fi schimbat. Cei care sunt deja în funcție, în funcția primăriei dintr-un oraș, dintr-o oarecare localitate, au acest avantaj. Pot să facă astfel de lucru. Pot reabilita un parc pentru o joacă pentru copii. Pot vopsi stadionul. Pot presa
firmele care au contracte exact, cu primăria să le dea lucru, tot bani sau să facă lor. Tot felul. Bine. Ceilalți nu vor avea acest, nu au acest atribut. Da, da. E un fapt, în fond, este care, un fapt. Care își pune accentul pe această campanie și pe această Este un fapt, însă, dispută. Pentru că dumneavoastră vorbeați și de alegerile din reședințele de județ, exact, altele exact. De Chiaș sau, să spunem, din regiunea de nord-est, deși există cu siguranță acest ascendent de multe ori e definitoriu pentru alegeri, dacă deții exact. Un anumit fotoliu, dacă tu l-ocupi, sigur că în alegeri da. Ești favorizat de acest lucru, dar să nu uităm, la Botoșani s-a întâmplat, da, nimeni n-ar fi crezut că nu va merge mai departe primarul Fluturi. Altă dată știm bine ce s-a întâmplat și la Bacău, da, exact. Cu Sechelariu. În 2004. Când, da, da, da. Deci avem totuși astfel de exemplu, adică lucrurile se mai schimbă. Dar acum, în condițiile specifice ale votului care va fi la începutul lunii iunie, mi-e teamă că acest avantaj a fost cumva formalizat. Ceea ce este, maximizat, aș spune, da, ceea ce, nu, și formalizat, da, adică da, cumva da, este o sigur. Chestiune în care, da, domnule, am înțeles, este vorba de PSD în primul rând. Am cedat la aia, v-am dat guvernul, v-am dat, dar la asta nu, renunțăm, adică noi avem nevoie pentru alegerile generale din toamnă de un sprijin din partea primarilor. Primarii, și nu mă refer aici la primarii nici ai localităților urbane, că-s mari, că-s mici, că-s municipii, că-s reședințe de județ, ci mă refer la primarii de comune. Da? Care, așa de fiecare dată, cum știți când vin, spun, sunt noi baroni ai acestei țări, după legea din 2014, care le permite să acapareze tot ce înseamnă teren, tot ce se vinde teren în țara asta mai nou, de vreo 2 ani încoace, este cumpărat de cei care sunt primari. Și asta înseamnă o sursă extraordinară de putere, de bogăție, exact. De influență. Da? Dar nu e o garanție dacă ne gândim la alegerile prezidențiale și la Ordonanța 55 și la aceeași strategie la care s-a gândit Partidul Social Democrat. Nu a fost o variantă câștigătoare în acele alegeri. E vorba de, sigur, o situație particulară. Da, dar acum lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt... Zarurile sunt clar aruncate și eu cred că se și știe exact sunt și deja s-a lucrat pe ele și se știe exact cum vor. Cum vor cădea. Și este un lucru foarte, foarte rău din perspectiva tocmai a ceea ce spuneam, a interesului celui care urmează să fie ales pentru a avea un discurs din acesta care să vină cu adevărat în întâmpinarea dorințelor și așteptărilor electoratului. Nu cred, adică nu-i cred. Au această siguranță care este peste o limită rezonabilă, acceptabilă, zic eu. Adică e bine, în calitate de candidat, e bine să simți fiorul acesta al confruntării. Nu să știi foarte bine că ai șanse mult, mult mai mari peste oricine altcineva, astfel încât, nu știu, uitați-vă puțin și de iarăși să spunem, localitățile urbane poate mai există, sigur, structuri politice de altă culoare care încearcă să aducă alți candidați, să facă o campanie, exact, sunt ajutați de la centru. Dar uitați-vă în localitățile rurale. În localitățile rurale, și în Iași, nu mai spun și în alte județe, veți vedea că sunt localități întregi unde nu există o altă formațiune politică decât aceea prin care este primarul. Ați observat de curând cum s-a trecut dintr-un partid în altul cu, da, doamne, dar eu merg cu 1000 și ceva de membri. Exact. A spus respectivul. Vedeți, adică este aici încă o feudalizare și cred că va fi una dintre ultimele redute mari, pentru că, vedeți, noi am plecat inițial, toate tundurile au fost puse din 90 așa, pe Parlament, pe după aceea, știți, a mers puțin la nivelul municipiului reședință de județ, după care la alte localități urbane. Va fi această redută care este la nivelul primăriilor de comune. Sau de orașe mici. Unde se eternizează niște, uitați acum că se vorbea și de Cernavodă și de alte cazuri, exact. Da, primarul acela care vrea foarte bine și era deja asumat iarăși de PNL, avea 70 ceva de ani și de acolo în continuare să mențină. Adică, vedeți, este o feudalizare care este până la urmă rezultatul pauperizării, da, al situației paupere în care se află, a sărăciei și a lipsei de dezvoltare, de educație în care credeți se află această, populația îmbătrânită din mediul rural. În această redută, credeți că este mai dificil de cucerit și din cauza faptului că
Sunt comunități, e vorba de comunități mult mai mici, mai ușor de controlat de către o instituție precum cea a primăriei. Sigur că da, sigur că da. Haideți să ne uităm, eu iau de fiecare dată acest exemplu, mă tot gândesc, nu știu, să luăm dacă e județul Vaslui. Da? În județul Vaslui cel mai mare angajator, primul angajator este Direcția Generală Județeană de Asistență Socială. Sumele acestea, deci este cel mai mare angajator. Vă dați seama cum, da, nu, da, vă dați seama cum reușești. Da, da, cum reușești să controlezi în aceste condiții, da, pentru că tu ești angajatorul cel mai mare și tu distribui acei bani. Adică cei mai mulți oameni depind de. Sigur că da, principal. La fel se întâmplă și la nivelul comunităților rurale. Acolo dependența de autoritate este semnificativă. Și în acest fel se reușește în această structură piramidală, da? Pentru că fiecare astfel de primar reușește să populeze destul de ușor consiliul local cu ceea ce, da, cu persoanele de care are nevoie, cu echipa de care are nevoie, după care reușește să ia așa și să facă sulca pe un covor tot ceea ce se întâmplă acolo în zonă. Și oamenilor le este pe de o parte teamă, pe de altă parte nu știu cum s-ar putea mișca, nu reușesc să se opună. Va fi într-adevăr o problemă. Sunt convins că vom ajunge și la acest nivel la un moment dat, da? Însă acum, după cum vedeți, suntem încă la nivelul acesta în vizor, se iau, cum să spunem, e vânatul mare în continuare. Până vom focaliza am și văzut pe chiar ceea zilele ce trecute. Considera vânatul mai mic. Da, este chiar zilele trecute. Un vânat mare. Dar credeți că, apropo de sărăcie și de problema numărul 1 care este în Vaslui, de exemplu, și în întreg județul, nu numai în Vaslui, poate mai mult decât oriunde aceea sărăciei. Alegerile sunt ar putea fi o modalitate prin care să se abordeze altfel problema, să existe o strategie, o situație, sau e un lucru depășit și deja vorbim practic de alt tip de intervenții care ar trebui să fie făcute și orice tip de alegeri nu rezolvă astfel de probleme. Nu, din păcate aceste probleme esențiale despre care noi vorbeam, și anume infrastructura în localitățile acestea sărace, că sunt ele urbane mici, că sunt rurale, problema infrastructurii, da, o infrastructură sustenabilă, da, bine gândită, bine efectuată și care să fie funcțională pe termen îndelungat, problema aceasta a sărăciei și problema unei educații precare nu sunt probleme care pot fi rezolvate de niciun fel de alegeri. Sunt procese, da, reclamă procese care să se întindă pe o perioadă îndelungată și care să vizeze cu pași relativ mărunți aceste elemente. Și din fericire aș putea spune, vedeți, pe de-o parte avem anumite speranțe pentru că că ne convine, că nu ne convine, această presiune, eu spun presiunea civilizatoare din Occident, da, și ceea ce reușim noi să asimilăm ca fonduri europene și ca filosofie, dacă vreți, a dezvoltării, ne ajută pentru că dacă ne uităm pe ceea ce se încearcă acum pe perioada aceasta 2014-2020, sunt niște măsuri și sunt orientați banii către niște categorii de investiții în zonele rurale care pe termen de poate un deceniu și mai mult vor reuși într-adevăr să disloce, să schimbe puțin această problemă. Dar este ceva ce nu poate fi rezolvat pentru că din păcate la noi există acest cinism implicit. Eu nu am interes ca electoratul meu să iasă din sărăcie, să fie educat, exact, pentru că nu mă va mai vota. Sau nu va fi atât de ușor de face cumpărat, parte din de strategia pentru a menține resursele. Din păcate, da, nu neapărat că este o chestiune, cum să spun, activă, dar pur și simplu implicit. Este implicită, este cumva. Da, este extrem de nociv. Grav acest, da, și extrem de nociv, cum spuneți, acest aspect și din păcate nu vom vedea schimbări semnificative în abordare. Vă mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul dialogului, finalul emisiunii noastre. Săptămâna viitoare veți urmări la Digi24 proiectul de țară, proiectul prin care vom vedea dezbateri cu candidații la
primărie din principalele orașe ale regiunii de Nord-Est. Vă așteptăm la aceste dezbateri, așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, arondigi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/vocileiașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem la Vocile Iașului, ca de obicei, de marți până vineri, de la 17:35. Seară liniștită, weekend plăcut!